am vrut să vorbesc despre ceva mai pragmatic, dar colegul meu a vorbit foarte pragmatic și aș intra în... Da, aș avea un reper destul de bun, de foarte bun. Și aș vorbi de a avea sau nu avea un business, a avea sau nu avea afacere prin prisma faptului că noi suntem propriile noastre afaceri. Eu, din momentul în care am ieșit de pe băncile școlii, sunt propriile mea afaceri. Eu trebuie să mă vând pe mine. Eu trebuie să fac profit cu mine. Și atunci, legând acest lucru de public speaking, aș vrea să vorbesc, după cum a subliniat moderatorul evenimentului, de experiența mea proprie, că este cea mai adevărată și cred că am și un mesaj de spus. Ideea este că am început destul de fraged în teatru, după armată, eu am făcut armata, ultima generație care a făcut armata. Am intrat în teatru ca regizor tehnic. Un tip care nu avea treabă cu vorbitul în public, a fost nevoit la un moment dat să vorbească în Teatrul Național cu actori mari, să invite la scenă, să le spună ce să facă pe scenă. Regizor tehnic este mâna dreaptă a regizorului artistic, el trebuie să facă toate chestiunile tehnice pe scenă. Și vorbim de actori precum Albulescu, Tamara Buciuceanu, Costel Constantin, monștri pe care eu la 20 de ani văzusem numai la televizor, brusc i-am văzut pe scenă, n-am avut niciun contact cu lumea teatrului, deci n-am avut nici în clinici mânic, a fost printr-o conjunctură, am intrat acolo. Am avut un an de ucenicie în care m-am ferit cât am putut de mult să vorbesc cu ei. Dar cât am putut de mult, cu staful tehnic, cât am lucrat îndeaproape, însă cu actorii am încercat să fiu cât mai departe de ei, pentru că mă intimida foarte tare. Până când am avut o piesă profesionistă chemată Dușan Covacevici, cu Albulescu în rolul principal, am intrat prima mână la piesă, până atunci a fost a doua mână și a trebuit să îi chem la scenă, să vorbesc, să întreb de setup, de recuzită, de tot ce. Și când mă duceam, este un microfon acolo care al zisul tehnic și întreba: bună ziua, poftiți la scenă, trebuie, urmează actul întâi, vă rugăm să faceți tot felul de anunțuri. Lucruri pe care le făceam așa cu gura mică. Bună ziua, vă rog frumos, poftiți la scenă, știți că mai de cartier așa. A venit Albulescu la mine și mi-a zis: băi, puiule, deci când vorbești cu noi, deschide gura mare, mă, deja, zic, bună ziua, poftiți. Și m-a obligat la această piesă, deci tot timpul când vorbeam cu el, trebuia să vorbesc așa cu gura foarte mare, să deschid gura, să nu mai... A fost prima mea lecție de public speaking. De ce spun că a fost un business? Bă, din clipa aceea am lucrat foarte bine cu Albulescu și acolo este o formă de lobby. Te acceptă actorii mari când se pun o piesă mare, vreau să lucrez cu acest regizor tehnic. Și am început să lucrez cu Albulescu și ca urmare al doilea an am plecat în Franța. O piesă, prima mea deplasare în exterior la 21 de ani, foarte, foarte ok. Am avut un business. Deci este prima oară când am avut un business. După care am intrat la McDonald's într-un alt fel de proiect și a trebuit să... E o chestie, se cheamă Ronald McDonald, un proiect adiacent, nu o să vorbesc foarte mult despre el, dar a trebuit la un moment dat, acest Ronald McDonald nu a venit, am avea o mulțime mare de copii și mi-a trebuit să le spună ceva, o oră, că întârzia Ronald McDonald. Și cine să vină? Cineva care se ocupa de proiect. Du-te și spune-le ceva. Ce zic, nebunesc copii aici. Și l-am spus o poveste, am intrat așa brusc, ce mai faceți copii? Tot așa inima bătea. Am reușit timp de oră să-i țin acolo, să fac tot felul de jocuri, mai idiote, mai neidiote. Am vorbit și de sacine extrauterin la un moment dat, mi-aduc aminte tot McDonald's, ce e vechi, și aduc aminte că a pus un balon sub haină și l-am spus, uite ce sacine extrauterin ai. Și asta este, dar am reușit, a durat o oră, am avut un business, pentru că din clipa aceea toți cei din Mac m-au apreciat și am avut un cuvânt de spus în organizarea evenimentului. După care am intrat în presă. Coordonator de marketing la un curs de presă, poziție de junior relativ. La un moment dat am rămas în criză de director de marketing și a trebuit eu să țin locul un board. Și marketingul, nu știu cum să spun acolo, era un fel de ciuca bătăilor. Ce nu mergea bine, pac, în marketing. Puf, era luat la bătaie. Și din prima m-au luat la și vânzările și redacția m-au luat la șuturi. A trebuit să mă ridic, să spun cu glas foarte mic și pițigăiat, că știți, dacă n-am... Aia a fost prima, după care mi-am revenit, mi-am spus: patron, mă, ia o gură de aer, bea o cană de apă și spune-ne clar ce ai de spus. M-am potolit, m-am liniștit și l-am spus și am avut de spus din clipa aceea. Iar am avut un business, pentru că după asta am devenit director de marketing. Datorită faptului, am avut intermediat 3 luni și azi nu mai luăm director de marketing, ăsta e bun, lasă-l pe ăsta, că se pricepe. Așa, după ce am plecat de acolo, am zis că am fost nevoit, datorită
felul în care mergea societatea românească, ori să emigrez, cum a spus, ori să-mi fac un business. Pe bune, business. Și am ales să-mi fac un business, să nu emigrez. Colegii mei au emigrat și acum au dus o perioadă destul de bine, dar nu pot, acum nu câștig eu, câștig eu. Le pare rău că n-au rămas în țară. Deși cred că ei spun că erau mai doxați decât mine. Ce s-a întâmplat? M-am apucat de evenimente de afaceri. Și am făcut evenimente de afaceri, BTL Design se cheamă firma mea, nu vă vând nimic, deci pot să vă spun acest lucru. Am făcut primele două evenimente cu primari și la primul eveniment trebuia să vină un analist financiar care să modereze evenimentul. Am mai povestit data trecută, cu o seară înainte mi-a dat telefon, era beat mangă, turtă, și a trebuit să moderez eu. La fel s-a întâmplat. Vocea pițigăiată, prima oră, după care am avut un business că am moderat toate evenimentele timp de 5 ani. Foarte greu, pentru că a trebuit să învăț eveniment de eveniment. Am avut un business. Revenind puțin la început, este că dacă nu acceptam sau nu aveam puterea să vorbesc în public, în acest moment, nu aveam un business. Nu mă puteam vinde pe mine, nu puteam avea succes în viață. Și asta am văzut și la vorbitorii care vând produsele marilor companii. Acei vorbitori care reușesc să convingă auditoriu să fie, pentru că fac o paranteză, în spatele fiecăruia este o prezentare profesionistă. Când vorbim de IBM, HP, toți au o prezentare profesionistă. Important e cum o explică. Important este emoția pe care o transmit. Și iar revenind la moderator și la Steliana, emoția este extrem de importantă, pentru că atunci când intri, emoția te face să faci un transfer către toți ceilalți. Te duci și spui, uite, i-am venit cu ceva în fața voastră. Vă place, nu vă place? Într-o sală de 10 oameni găsești doi care să fie receptivi. Cel puțin doi care să fie receptivi. Și atunci să vorbești cu ei. Și atunci ai un business. Pentru că acei doi, dacă i-ai ghicit, te poți duce la ei și poți face un business. Ai o deschidere în fața lor. Din acest motiv și evenimentele pe care eu cred foarte mult că internetul va avea o mare influență, dar nu v-ar putea înlocui niciodată. Aceste evenimente față în față, pe care se bazează multe produse în activitatea de vânzare, nu vor putea fi în locul de internet. Pentru că este nevoie de emoție, este nevoie de atingere, este nevoie de ceva personal. Când privești un ecran, rămâne un ecran, oricum i-a spune noi. Putem să-l privim 3D, poate o să avem o imagine holografică și o să fim mult mai, cum se cheamă, emoționați. Dar în ceea ce privește acest public speaking, el va fi tot timpul un atu, un asset al nostru personal. Din acest motiv eu sunt aici. Sunt aici pentru că am văzut, cu cât devin mai bun, cu cât știu să mă implic într-o emoție, să transfer o emoție, cu atât sunt mai convingător în evenimente. Vă rog să mă credeți că, cred că vin de 6 luni, dacă întrerup din cauza programului, sunt mai bun în evenimente. Thank you.